Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod aici pe canal. Ia uite cum mi se schimbă. Fii atent, Rafael, la mine. Cum mi se schimbă culoarea. La un nou episod Da. pe canal alături de X-Leader. Ia uite ce magie fac ea. Hop, hop. Nu uitați să apăsați un buton de like pentru că ne-am întors în Granny Remake. De ce? Vreau să fac un challenge. Cineva mi-a propus un challenge pe Instagram. Așa că mai suntem în Granny Remake, nu s-a făcut niciun update, am vorbit cu owner-ul, cu creatorul jocului, a spus că în curând. Și am mai făcut un topic în care a zis să-mi spună altceva în afară de în curând și ce crezi că mi-a răspuns? Tot în curând. Așa că nu s-a făcut niciun update, jocul ăsta cred că așa o să fie totdeauna. Așa că hai să-i dăm. Deci, avem un challenge de la un abonat lăsat pe Instagram și mi-a să dau pe extrem. Și să dau generate random de 3 ori. Îl punem la 0 aici, să vedem că am dat generate random și să-l trecem pe extrem. O să fie extrem de greu pentru că dacă dai și generate random, nu știi nici măcar ruta, nu știi nimic, iar Granny vine foarte repede și dau generate random de 3 ori. 1, 2, 3. Ăsta este seed-ul, că ăsta este, nu știu ce seed ăsta, habar nu am ce seed este. Vom încerca să-l trecem pe extrem. Ce părere ai de challenge-ul ăsta? E mega greu? Dacă noi cu da. Rută, abia cu rută am reușit să-l trecem, dar fără rută. O să vedem. Hai să vedem dacă reușesc să-l trec. O să încerc pe ușă să ies. O să fie ceva nervi aici, dar ne aducem aminte. Ne ducem și la școală săptămâna asta, Rafaele. Începem orele. Ar fi bine să ne pregătim ghiozdanul de acum și să plecăm luni la școală. Abia aștept. Ok. E spatele meu, sunt dus. Sunt dus din prima. M-am dus. A început școala cu bine. Ar fi mișto să facă un de-asta, back to school update. Pe toate jocurile. Deci tu i-ai zis developerului să-l aducă pe bunicul. I-am scris să-mi spună și alt răspuns în afară. Am făcut un topic și am zis să-mi spună și alt răspuns în afară de curând. Și el mi-a zis tot curând. Ori trolează, ori nu mai vrea să mai scoată. Eu nu cred că mai scoate. A zis așa, secret date word. E secret. Bă, lasă-mă, mă, că nu e secret. Ok, nu e nimic aici, lopata. Lopata. Este un sit cu lopata aici. Ok. Mamă, ce controlează Granny. Frumos, avem radiatoare acolo. Deci, va trebui să trec cu un seed random. Ăsta e noul challenge. Doamne, să nu fie sus. Noua metodă, să nu fie sus. Orice, dar nu e sus. Nu e. Perfect. Du-te, tată. Du-te, omul meu. Aici ne sperie. Și a zis că moneda aia, sucul ăla, cola, îți dă un boost de viteză. Deci nu e așa wow. Ce zici până acum? E bine ce a zis? E bine ce ai zis. Clește! E bine, mă! Are ceva în mână! Bă, are ceva! De puțin, Rafa. Operațiunea fură de mâna lui Granny. Are ceva în mână aici. Nu știu ce. Nu pot să dau mai așa, mai tilbușonată. Fii atent ce mișto are croit aici, trebuie să te uiți, Rafa. Are ia fusta croită, iată. Da. Deci tu chiar o apreciezi pe Granny. Da, dar are ceva în mână, a furat ceva, dar nu știu ce. Uite. Am luat, Rafa. Rafic, am luat. Hai să vedem. Rafa, știu ce fac. Avem Pepe noi aici. N-avem nevoie noi. Aola, a intrat cu mine aici și m-am închis cu ea. De ce l-a deschis? Pe-am închis când venea ea repede și nu m-am prins. Ok. Ok, din nou încercăm să scăpăm, deși aș reseta challenge-ul ăsta. Hai mă să resetez. Rafa, pornim din l-ai nou resetat. Challenge-ul.
0, punem 0 aici și începem. 1, 2, 3. Alt seed, extrem. Dacă și așa îl trec, bă, nu mai am antrenamentul ăla de altă dată. Degetele de aur sunt prea mătrășite la ora asta. Ăsta e noul meu cuvânt. Mătrășit. Okay. Hai, mă! A doua încercare pe extrem. Încercăm să scăpăm cu itemele ruta necunoscută. Eu sunt foarte priceput la acest joc, deci o să ne descurcăm de minune. Sunt foarte nemătrășit în domeniul Granny. E safe-ul aici, mamă, ce grea e asta. Alo? Ce s-a întâmplat, mă, dădeam pe aia și nu mergea? O bune, iar am început cu rage-urile în Granny. Hai, mă. A treia încercare. Rafa. Mai încercăm o dată, îmi pare rău pentru oameni. Una, două, trei. Extrem. Start. Îmi pare rău, Rafaele, trebuie să încep fresh. Măcar să fac o chestie. Așa, skip. A treia încercare, băieți. A treia încercare. Vezi că s-ar putea să încerci și tu încercarea asta. Dacă episodul ăsta strânge 4000 de like-uri, și tu încerci. Mm-hmm. Să te mătrășească Granny. Ok. Mamă, I need a cutting plan. Iar ăsta aici. Și cleștele acolo. Aoleu, e cleștele acolo, Rafa! Ia. Yeah. Bine, tată, e sus cleștele. Mătrășeală? Mătrășeală, gata. S-a mătrășit. Și mătrășeală aici, frumos, gata. Antenele, întrebe antenele. Unde e televizorul acum? Asta e întrebarea. Să fie televizorul la televizor sau să nu fie televizorul la televizor? Asta e întrebarea mea pe care ți-o pun eu ție. Aoleu! Aoleu, era să comit. Era să comit, ia. Aruncăm antenele aici. Bă, e făcibil. Cum a spune eu, e făcibil. Aici e ceva, în dulapul ăsta niciodată n-am văzut nimic. Vreau să pun antena și să văd codul. Vreau să-mi notez și mie codul ăsta. Nu, cred că nu-l țin minte, că mă emoționez. Și când mă emoționez, nu mai țin minte nimic. Hai. Ai emoții tu? Da, când o să văd codul. Opa, mă trășește ușile. M-a prins cu mătrășa la mână! Te-a prins. Păi mă, să dau mai tare, bă. Deci, avem cleștele sus. Avem cleștele sus. Tăiem cu cleștele. Mamă, și cleștele sus mi-ajută dacă e contoarul sus. E contoarul sus. Mamă, fii atent ce hint am. Deci avem contoarul și cleștele sus. Mătrășală în direct. Așa, nu e nimic. Lopata e. Ții minte, lopata dulap sus. Lopata dulap sus. S-ar putea să-mi fi luat antenele. Nu-mi spune că e sus. Na, n-are ușă sus. Niciodată n-are ușă sus. Mamă, cheia la Steve. Bă, e greu challenge-ul ăsta. Uite, bă, mătrășeala. Ok. Plecat. A adus pepenul. Nu știu unde l-a adus, dar l-a adus. Mătrășeala! Prea frumos ne jucăm. Vino înapoi. Facem aici tranzacția. Ar trebui să spargă, mă, pe bune.
Hai mă, vino aici. Bă, trebuie să o chem aici și nu o văd. A, a plecat jos la Pepe. Nu spune că mi-a luat Pepe-ul de acolo. E un miliard IQ dacă mi-a luat Pepe-ul. Hai mă. A venit. Am uitat, am uitat, am tăiat la contoar. Credeam că am uitat. Bă, mi-a luat antenele! Mi-a luat antenele. Ok, lopata e sus. Lopata e sus. Ce trebuie să fac eu să ajung sus? Asta e întrebarea. Făceam noi niște șmecherii, Rafa. Ia să vedem. E stânga. Ia aici. Ne dăm mătrașă. Peste cap. Hai mă. Deci nu mai știu ce făcui. Făcui ăla, mai am de luat. O chemăm aici. Ne uităm aici așa. Vine cu putere. A ajuns. Ne dăm mătrașă. Ok. Și acum trebuie să găsim antenele sau să luăm lopata. Mamă, ce dă la greu. Ce task. Manager greu. Nu, nu capcane, nu capcane, nu capcane, nu capcane. E spatele meu la un milimetru. Mătrașa de aur. A luat Pepe, nu. A luat Pepe, nu. Mi-a luat Pepe, nu. Rafa mi-a luat Pepe, nu. Are ceva mână, te rog eu, are ceva mână. N-are nimic în mână. Sunt mătrășit, Rafa, mi-a luat Pepe-ul. Ești mătrășit. Mi-a luat Pepe-ul. Am aruncat cu Pepe-ul pe gaură și s-a dus și l-a luat. Uite-l. Sunt mătrășit cu această cheie. Ok, mamă, cel mai greu e să iau lopata de acolo din dulap. Wow. Fii atent ce task insane. Ia să vedem. Nu pot să mă duc acum, dar mă uit în safe. Ce e safe? Mătrașa de aur. La fântână am un task. Pot să mă urc pe ea dacă vine. Și dacă nimeresc, pot să mă urc pe fântână și să nu poate să mă prindă. Așa că o să încercăm acest lucru. Antena! Uite aici! Am găsit antena! Am găsit antena! Eu-l fac, Rafa, pe extrem! Hai să vedem! Îl fac pe extrem, mătrașa de aur este a mea! Hai mă, că am mouse acum, bun, ia. Ia, uite-l, a. Păi, cum te dai mă așa repede? Că nu sunt, la mine merge încet. Bateria, am luat țapă. Aoleu, vine, vine. Aoleu, mătrașa de aur. Aute mă. Mătrașa de aur. Este mătrășirea de aur a lui Granny. Hai, pleacă de aici, că n-ai tu treabă. Mă trășește-o. Ar trebui să plece. Mă prindea, bă, dacă nu știam bagul ăsta. Păi, dar lasă-mă. Mamă, nu spune că nu mai pleacă. Ar trebui să plece, nu? Pleacă, bă, nebuno. Nu spune că nu pleacă.
Ce trebuie să fac să plece, că nu mai țin minte. Mamă. Nu mă lasă în pace. Nu mă lasă niciodată în pace. Nu. Ar trebui să mă lase să plece. Mamă, ce trebuie să fac? Mamă, trag și... N-a mers bug-ul. N-a mers bug-ul. Nu a mers acest bug cu mătrașa de aur. Am luat și țapă cu alea. Aici e ceva? Nimic. Hai să vedem. Mamă, ce greu e pe extrem așa, Rafa. Nu înțelegi, fără rută e nebunie. Plutește, săraca, uite-o. Du-te, du-te așa, perfect, te duci bine, te duci bine. O televizor aici? Nu e televizor aici. Trebuie să aflăm codul. Următorul pas este să aflăm acest cod, Rafa. Ajută-mă și pe mine puțin, notează și mie codul. Televizorul e aici? Hai să vedem codul. Mamă, nu e televizorul aici! E în pod. Iată ce găsi aici, șurubelnița. O lasă. Nu pot să o iau. Mătrașa de aur. Iar mi-a antena. O văd, perfect. Acum plec. Cu această șurubelniță ce trebuie să fac? Să deschid capac cutia aia, nu? Să deschid cutia, nu? Doar atâta trebuie să fac cu ea. Da, greu e, bă, dacă n-ai rută. Da, mă trășit. Mă, da, greu e, bă. Ok. Ok, ok, ok. Mai am 4 zile. Două, o zi, cât mai am? O zi, în afară de asta. O zi și încă asta. Când o văd aici, plec. Problema e că mi-a luat șurubelnița și asta nu prea dă șurubelnița înapoi. Asta nu prea dă șurubelnița înapoi, nenorocita. Cer să caut cubul ăla. Cubul era pe aici? De obicei pe aici e cubul. Mă, dar greu e, bă, jocul ăsta. Și e acum, extrem. Acum nu știu unde e cubul. Mă duc să iau antenele de la televizor iar. Deci aici e benzina, nu ne trebuiește. M-a văzut. Slavă Domnului că m-a învățat cineva bagul ăsta. Bă, Rafa. Ia. Ai mătrășit tot de tot? Bă, Rafa. Bă, Rafa, tu nu faci bagul. Stai o oră și 30 de minute și eu-l fac din greșeală. Bă, Rafa. Ăsta e talentul tău. Pe ce? Nu se pune. N-avem voie să facem cu bag. Am, iată, aveam și cubul aici. Na, mă, Rafa, na. Te-ai chinuit tu să faci tu baguri, ia. Iată. Iată aici, mătrășire, iată.
Iată. Iată. S-a atașat automat. Iată. Hai, resetăm aici, îmi pare rău, băieți. Oricum resetam că eram la 4-a zi. Punem pe 0, 1, 2, 3, 4, 5. Poate 5 e cu noroc. Din păcate am buguit bunica, iar challenge-ul de la băiat nu se mai pune. Dar poate reușesc, poate reușesc. Sunt mai antrenat acum. Am un mouse mic de tot, Rafa. Dacă te imaginezi mâna mea, jumate de mână e mouse-ul meu. E mic, mic, mic. Foarte mic. Și țin mâna așa, cobârcită și nu pot să mă joc. E bun. Până acum răspunde perfect. Aoleu! Aoleu! Una, două, trei, patru, cinci. Am greșit, Rafa, din prima. Mamă. Băieți, aveți încredere că îl termin astăzi. Nu există ca eu să nu-l fac, să mă trășesc bunic. Am prea multe baguri în cap și buguiesc prea mult bunica. Asta e greșeala mea. Buguiesc prea mult bunica. În mod normal ar fi ilegal să buguiești bunica. Dar eu o buguiesc din greșeală, după cum ați văzut. Mamă, iar se ifă aici sus. Bă, te urmă la o parte. Aoleu, era să mă mătrășească. Pepe, nu aici. Apă, aici e Pepe, nu mă. Bă, de ce am făcut asta? Aoleu, Rafa, nu mai răspund la comenzi. Aoleu, Rafa, nu mai răspund la comenzi. Nu mai știu ce fac. Nu mai știam ce fac. Nu mai răspundeam la comenzile alea extreme. Ți s-a blocat creierul. Eram așa, pe mod avion. Ce se întâmplă aici? De ce stă mereu? Iată, bă! Bă, ce s-a... Ah, ok, și reveni. Credeam că n-am băgăit. Doamne, 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 1.300.000 de milioane IQ! Pentru că n-am răspuns bine la comentarii, să resetăm o dată. Una, două, trei, patru, cinci. Cine să mă uită până aici să scrie mătrășitul de aur, mi-a l-a dat. Mi-a dat mătrășala de aur. Hai! Băi, nene, băi, mai greu decât imaginam cu rută random. Mătrășala de aur, puși, bă! Mamă, e prima oară când nu am contorul la sus. E prima oară când nu am contorul. Mamă, cleștele aici. Dă-i mâsta. Pepe nu aici. Mamă, ce bine mă mișc! M-a trășit un aur! Mamă! Ce nebunel faci! Fac și 360 no scope. Ceva aici? Nimic. Ai văzut ce mișto m-am descurcat acolo? Prea tare, prea tare. Antenele! Notează și mie codul ăsta, te rog. Mamă, dacă mă prinde cu ele în mână. Televizor unde? Ai văzut televizor sus? N-am văzut. Nu. Opa, e aici. Cum așa. Măcar să știm codul. Atâta vreau. E aici televizorul, Rafa? Te rog, te notează codul ăsta, Trafa. Trafa, 3061. 3061. M-a prins, Rafa! Era pe TVR1, era pe TVR1. 3061. Era pe TVR1, de-aia m-a prins. S-a auzit. Bunica când aude TVR1, vine și din porum, de oriunde, și de la toaletă vine. Da, că era pe TVR1. 3061 era?
3061. Ok, hai că suntem bine. Avem și codul. Ne-am și mătrășit puțin pe acolo. Stați aici, Nema. Lopată aici. Nema. Nema, Nema, Nema. Mătrașa de aur. Dacă aș sta aici. Ceva, Rafa? 3061. Nu, nu, am găsit ceva. Mătrașa de aur este a mea. Safe-ul era sus acolo, nu era safe-ul, nu? E în garaj safe-ul. E în garaj. Lo tienes sin lo garajos. Lo safe-os. Tienes sin lo garajos? Mătrașa de aur. Unde e? Tot aud mergând, dar nu știu unde e. Greu, bă, jocul, pe extrem. Tu-ți dai seama ce, câtă minte am dacă eu joc pe extrem și cu, cu de-ala, cu generate random. Câtă minte pot să am. Să spune că creierul e pachetat. Eu dacă l-aș întinde, cred că creierul meu s-ar întinde pe 1000 de kilometri. E ce spun eu așa sau nu? 1000 de kilometri. Nu se spune că creierul e pachetat? Unde e safe-ul de aici? Bă, eu nu mai știu unde sunt safe-ele. Locations. Uite acolo, uite acolo pe grenii. Am văzut-o, am văzut-o, am văzut-o. Am văzut-o. Băi, eu nu știu unde sunt location safe-us. Deci tu sigur că nu era sus? Acolo nu e. Bă, abandonăm ăsta până găsesc safe-ul. Locația. Eu așa zic. Lopata o fi în garaj? O fi în garaj lopata, Rafa. Plăcut aia ce făzese eu, coat-ul ăla, frumos? Da. Vezi? 3061. A venit? Nu o să auză melodia nimic. A, și pleacă, iată, uite-te aici. Deja pleacă, de ce pleacă? Iată, iată, iată. Te detectează. Mătrașa de aur mie nu-mi place. Mamă, trebuie să mă duc one shot sus. One shot sus, one shot sus. Nu capcane, orice. Orice, dar nu-n capcane, nu-n capcane. Aoleoi, sunt short. Sunt short, short, short. M-am trecut pe lângă o capcană la un milimetru, cred. Uite safe-ul aici! Safe-ul. Doamne, îi mulțumesc la omul ăla care mi-a zis cuvântul ăsta. Mătraș, mătrașit. Prea frumos. Bă, merg greu! Cât era? 3061. Mamă, îți dai seama cât de greu merg cu ăsta? 3061 cu pepenul în mână? Hai repede, te rog eu. Mătrășeală, fugi, bă! Perfect! Fără tine am pepen pentru mine. Nu îți dau nicio felie. Am pepen pentru mine. La ce? Băi, o aud aici! Bă, aud în, aici, aud! Mătrașa de aur! Hai, mă!
Cheia de la safe? Ce e aici? Ce se ascunde? Cheie safe. Ar trebui să vină aici? A venit. Perfect, bă. Hai, bă, Rafa, că sunt expert în jocul ăsta. N-ai mai învățat și tu. 3-0-6-1. Am pus. Avem safe-ul sus, aia e problema. NIMIC! Toată munca asta. Am transportat pepenul ăla! Mamă, cât era s-o comit. Fii atent, următorul task, să duc globul ăsta sus. Care e pătrat, globul. La mine globurile sunt pătrate. Hai, mă. Mă vin încă. Hai, mă, vino. Mătrașa! A venit. One shot sus, one shot sus, one shot sus. Ok. Mătrașa. Aoleo, eu nu pot să sap. Mama, am sărit peste cap ca alea, nu pot să cred. E sus, e lângă mine, 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 perfect, ia uite aici. Bă, Rafa, tu cu mine te pui la jocul ăsta. Mamă, mi-a pus capcana aici. Hai, mă, nu vine. Nu vine, mă. Păi ia-o, mă! Trebuie să arunc ăla... E sfârșitul, boys! Bă, și mai am atât de multe de făcut, să caut peste tot până... Nu e corect că poate să pună la intrări. Eu nu înțeleg unde e că s-aude peste tot și sus și jos. Uite-o. Mătrășirea de aur. A pus capcan aici. Dacă mai pusă mâna e chiar nesimțită. După ce că mi-o pusă pasta aici. Care e asta, mă? Asta e. Coca-Cola. Coca-Cola! Nu alerg mai repede. M-a păcălit ăla care a zis că alergi mai repede pe forum. Se vede puțin mai așa, mai sharp. Deci ce mai am? Cleștele nu l-am găsit, cleștele. L-am găsit parcă. Am găsit, mă, cleștele. Trebuie să fie cu roșu sau cu verde. L-am găsit cleștele. Tu ai mai multe straturi de creier? Da, mă, n-auzi că e 1000 de kilometri creierul meu. Mamă, nimic aici. Trebuie să mă duc în bucătărie, ușor, ușor să caut. E aici, uite, șurubelnița. Bezdiganie de-aia, bezdiganie. Bezdiganie! Găsi șurubelnița. Aoleu, e spatele meu la un milimetru. Trebuie să mă duc one shot sus. Din păcate e o capcană acolo, trebuie să sar peste ea. Fii atent să vezi cel mai mare fail din istoria lumii. S-a luat capcana. Perfect. Regele lumii.
Întrebe lopata. Dacă aici e cheia verde. Aici sus e cheia verde și în grădine master key-ul l-am făcut. Ești cel mai bun jucător de Granny. Nu există mai bun decât mine în România, ți-am zis. Acum sunt și prins aici. Nu e nimic, îți vine să crezi? Nu e nimic. Nu e nimic. Ăștia pule iteme și nu e nimic. Nimic. Of, Doamne, nu e nimic, Rafa. În pepene n-a fost, în seiv n-a fost nimic. Doamne, ia mă. Unde să duce? Trebuie să știu unde să duce ca să poți o... În dreapta e. Uite, uite, coboară. Perfect. O stație! Am găsit stația! Stația. Colegu! Capcane pe jos. Mai ne uităm și pe aici. A? Nimic. Capcane, 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 capcane. Ura, faiată, ce e pe jos? Cheia verde. Știi ce e mai grav? Că doar eu am telecomandă la ușă și nimeni nu poate să intre. Uite. A pus capcana. What? Bă! Eu n-am apăsat pe ăla și te-a deschis ușa. Bă, fii atent! Idee! Zim. S-ar putea să fii dat cu telecomanda pe jos să fii apăsat butonul. Mă crezi nebun? Da. Da. Mă crezi nebun? S-a apăsat butonul când am aruncat telecomanda. Ce facem, Rafa? Că avem o situație dificilă aici. Îți spun și ce situație dificilă. Eu, în momentul în care o să iau cheia, fii atent aici, că am nevoie de răspunsul tău, 1000 IQ. În momentul în care deschid ușa, să deschide ușa, arunc telecomanda pe jos, Greni o să fie aici deja. Așa. Ce facem? Cum abordăm situația? Nu, să și trăim. Să și trăim. S-a rezolvat. S-a reparat situația. Ne mai trebuie doar o singură cheie și Marius, pe modul extrem, cu seed random, a bătut jocul ăsta. Ceea ce în România nu s-a mai văzut niciodată. Toate jocurile pe modul extrem le-am bătut. Explică și mie de unde am atat creier. Mamă, direct vine. Omoleu! Nu mai nimeream gaura! Gaura! Mă, ce zi, 3? Hai că e bine, suntem bine. Hoi, Doamne. Îmi trebuie lopata din garaj. E ultima aia, ultima mea speranță. Nu mă dezamăgi, te rog, acolo e cheia. Acolo trebuie să fie. Scările, întotdeauna scările. Și eu o să plece pe acolo și o să iau pe afară. Dar nu știu dacă pot să fac 360 no scope peste fir. Asta e singura. Aia mea. Singurul dubiu. Lopata este în garaj, X-Later. Are roata în mână. S-a pus tabloul singur pe perete. Ușile nu cred că le aude. Nu știu, bă, dacă pot, Rafa. Nu cred că pot să fac 360 no scope peste fir. M-am putut, bă.
Aici e Rafa, aici se încheie episodul. Uite-l-o pat. Nu cred. Ce ruginită e lopata asta! Aprinde! Aoleo, aoleo, mamă cât de aproape sunt să pierd tot jocul. Mereu mi se întâmplă asta. Doamne, să nu fi la lopata. Asta e lopata aici? Ce e asta aici? Clește. Uite unde am aruncat-o! Bă! Ia. Yeah. Bă, cum a ajuns asta? What? What? Te-ai puțin... Ah. Ok, ia. Uite, Rafa, ce-i asta? Ai, ai, ai. Încapă degetul după... Cum se poate să găsesc manivela în pământ? Ăștia sunt bolnavi psihici, bă, care au pus manivela în pământ. Doamne, dă-mi, dă-mi aia. Dă-mi aici aia. Cheia. Hai mă, era bine. Vine. Vine, ce-i aceea? Ce-i aceea? N-ai nimerit gaura. Ultima zi, mâncața și viața ta. A, că stă lângă fântână acum. Să fie ultima cheie, te rog eu, atât vreau. Atât vreau, ultima cheie, atât. Ceea ce pare să fie bateria, să-mi bat piciorul viața mea. 5 days, e tărău, fă scrie și 5 days, nu știam. Oh my god. Ia și caută cheia. Ia și caută cheia. E grav. Ia și caută, că în bucătărie n-am căutat. Ia și caută cheia. Ia și caută cheia acum. Mă aud. Băi, eu mă umor singur, văd. Trebuie să ajung în bucătărie, cumva. În bucătărie e cheia. În cuptor, cred. Uite-te aici, Rafa, că o să vezi cel mai amuzant moment în istoria YouTube-ului. Cel mai ghinion is run. Ăsta e. Mai ghinion is run, data nu se poate. Nu găsesc cheia, efectiv. Toate au fost goale. Îl terminam de mult. Toate ele au fost goale. Unde e cheia? În baie n-am căutat. În WC-ul. O fi în WC-ul. O fi în WC-ul. Să moară tanțeta, dar n-o fi cheia în WC-ul. Ascultă-mă ce spun eu. Dar n-o fi cheia în WC-ul, 1000%. E singurul loc în care n-am căutat, în WC-ul. Mamă, ce repede urcă! Doamne, dilema anului, e cheia sau nu în WC-ul?
Îmi vine să fac niște flotări. Mamă, Rafa, dacă ai jucat jocul ăsta, ai înțelege durerea mea. Cheia în WC-ul, cheia în WC-ul, cheia în WC-ul. Atât vreau, cheia în WC-ul. Unde e, bă, cheia, că nebunesc? Numai mie mi se poate întâmpla așa ceva! Unde ne-am căutat, mă? Unde ne-am căutat, mă? Am căutat în safe peste tot! Bă, numai mie mi se poate întâmpla așa ceva, Rafa! Doar ție? Bă, cheia, bă, de la ușă, bă! Bă, să fie în ăsta și master key. Uita, master key-ul. Nu e nici în fântână, e bateria în fântână. Uită eu aici. Nu e, mă. Să fie pici pusă într-o o fâznă. Nu e, mă. Unde să fie, mă, mâncați așa? Nu mai știu niciun loc. Să fie în dulapurile alea 1000 acolo. E singurul loc. Hai, mă, n-am mai văzut item în dulapul ăla niciodată. Dacă aud acum sunetul, sunt mort. Nu îmi spune că e în dulapul ăsta aici. Am ajuns să caut și în dulapurile astea aici, nebun? Iată, Rafa. Nu sunt item în dulap! Așa mi-ai zis tu. Niciodată nu sunt item în dulap. Marius, tu ai creierul de 1000 de kilograme. Kilometri, să mai zic o dată. Kilometri ăștia. Bă, eram dulap cheia și tu mi-ai zis nu e niciun altă niciodată, nu mai caut. Că după tine mă iau și pierd. Deci e vina mea, practic. Bă, ciocanu? Bă, eu n-am dat alea jos? Mamă, dar greu e să moară Tanzeta. Și a avut să-i și o grămadă de ghinion. Băi, nu erau blânile date jos? Bă, să-mi ba piciorul, bă. Bă, dacă eu nu-l fac, bă, dar alță. Gândește-te, eu, care am dormit aici în jocul ăsta, am mâncat, am plâns. Eu nu-l fac, dar alții, cu seed random. Bă, ăsta este episodul. Sperăm că v-ați plăcut și ați parcurs până aici. Ceva s-a întâmplat acolo. În mod normal ar fi trebuit să ridic aia ventuza și să ies. Nu mergea ușa trasă. Nu mergea ușa trasă. Ceva nu am făcut. S-ar putea să fi uitat să fi dat alea jos. Ciocanul nu l-am văzut până acum. L-am văzut parcă. Nu l-ai văzut. Parcă nu știu, nu știu. Ciocanul parcă nu l-am luat, l-am luat. Am uitat să dau... Ai prea mult creier, aia e problema. Am uitat să dau blănile jos. Nu uitați de like, pa, pa.